Sunt Alina Nenu și vă invit să urmăriți știrile dimineții la Antena 3 Vâlcea. Da, este o certitudine, școlile și grădinițele se vor redeschide în Vâlcea începând cu 8 februarie, în funcție de rata de infectare cu SARS-CoV-2 din fiecare localitate. În Râmnic, elevii se vor prezenta în bănci conform scenariului galben, adică vor veni la școală doar cei din ciclul primar și cei din clasele terminale. Potrivit inspectorului școlar general Mihaela Andreianu, prezent în cadrul emisiunii Analiza Zilei, elevii din județul Vâlcea au undă verde pentru a merge la școală, dar acest lucru ține de rata de infectare cu SARS-CoV-2 din fiecare localitate. În prezent, doar comuna Făurești este privată de acest lucru, întrucât aici rata de infectare este peste 3 la 1000 de locuitori. În 18 localități vom avea scenariul galben, ceea ce înseamnă că se vor prezenta în bănci doar elevii din ciclul primar, cei din clasele terminale și preșcolarii. În 70 de localități, toți copiii vor desfășura orele în mod fizic, conform scenariului verde. În Râmnicu-Vâlcea, scenariul stabilit pentru redeschiderea școlilor este cel galben. Râmnicu-Vâlcea se încadrează pe scenariu galben, are o rată de incidență de 1,87. Ceea ce e bine pentru municipii reședințe de județ. Este bine, este în scădere, dar nu atât de bine încât să ne primim toți copiii la școală. Asta înseamnă că începând de luni vor veni la școală copiii de grădiniță, clasele 0-4 și anii terminali. Inspectorul școlar general dă asigurări că unitățile de învățământ din Vâlcea sunt dotate cu suficiente materiale igienico-sanitare și că aici se vor respecta toate măsurile de protecție necesare pentru siguranța profesorilor și a elevilor. Acum materialele sanitare vor fi asigurate și știu lucrul ăsta pentru că noi am achiziționat și am și distribuit în luna noiembrie în școli, când școlile erau închise, deci nu aveau când să le folosească, 1.300.000 de măști și câteva zeci de mii de dezinfectanți. Am înțeles. Nu mai știu exact să vă spun acum, dar există cel puțin pentru un stoc pentru cel puțin 3 luni de zile, asta în afară de ce au asigurat autoritățile locale. În ceea ce privește regulile de distanțare în sălile de clasă, acestea nu mai sunt cele de la începutul anului școlar. De data aceasta, elevii vor putea sta împreună în bănci, regula de un metru distanță aplicându-se doar în cazul celor care fac parte din clase diferite. Una dintre provocările elevilor aflați în clasele terminale anul acesta este schimbarea pe nepusă masă a programei examenelor naționale. De asemenea, planificarea orarului pentru recuperarea materiei este una dintre incertitudinile elevilor. Potrivit spuselor inspectorului școlar general Mihaela Andreianu, cei care vor beneficia de aceste activități remediale sunt școlarii care, din diferite motive, nu au avut acces la școală. La ora asta, în SIR, sistemul informatic al fiecărei școli, se introduc date referitoare la orele remediale pe care trebuie să le parcurgă elevii. Da. Da? Practic, este vorba de fie de elevi care n-au avut dispozitive, fie de elevi care n-au avut acces la internet. Nu vorbesc doar de elevii din mediul rural, nu vorbesc doar de elevii din medii sociale defavorizate. Datele acestea sunt colectate la nivelul Ministerului Educației, sunt bani veniți de la Banca Mondială și de la Uniunea Europeană, cu care vor fi plătiți cadre didactice care vor face aceste ore remediale. Unii localnici din Horezu obișnuiesc să-și arunce gunoiul nu departe de centrul orașului, într-o groapă creată chiar de ei. Primarul localității susține însă că nu știe nimic despre acest obicei care se perpetuează de mai bine de 2 ani. Ne aflăm în Horezu, în zona Treapt, unde localnicii din zonă au creat o groapă de gunoi. Cine este de vină? Atât cei care aruncă gunoaiele, cât și primăria, care nu ia absolut nicio măsură.
Horezu este considerat un oraș turistic, o zonă cu o istorie frumoasă și cunoscută în toată țara. În teorie sună frumos, însă dacă faci o plimbare la marginea localității, situația este diferită. La doar câteva minute de centrul orașului, în zona numită de localnici Treapt, oamenii au făcut o groapă de gunoi. Am mers și noi la fața locului alături de un horezean pentru a vedea dacă cele semnalate sunt adevărate și am constatat că zona este plină de gunoaie. Nicolae Sorin Dima locuiește în Horezu de mic și încearcă mereu să semnaleze problemele din oraș, însă susține că primește doar promisiuni din partea primăriei. Situația de la Treapt a făcut-o publică prima dată acum mai bine de 2 ani, dar nici până în prezent nu s-au luat măsuri. De vreo 2 ani jumate tot vin pe aici, plimbându-mă cu mașina, am văzut mizerie pe marginea drumului. Am tras pe dreapta, am mai făcut 2 pași, cum se vede și în imagini, sunt mult mai multe mizerii față de ce se vede aici, pe marginea drumului. Eu am fost de multe ori la domnul primar al orașului Horezu și degeaba, am fost dus cu zăhărelul, cu minciuna, în fine, asta nu mai contează. Am un grup, se numește Horezu Bun și Rău, am postat acolo. Am venit la vreo 2-3 zile, deci după ce am postat, într-adevăr s-au luat după marginea drumului, s-a făcut o puțină curățenie, ca să zic așa, dar în acea groapă, ca să zic așa, la fel este, deci nu s-a făcut absolut nimic. Și la vreo 100 de metri sau 200 de metri mai este încă o groapă, o vală unde se aruncă și acolo. Cine sunt vinovații? Atât oamenii din zonă care preferă să nu aibă contract cu firmele de salubrizare și aleg să arunce gunoaiele la marginea drumului, cât și primăria, care nu ia măsuri pentru sancționarea celor care fac mizeria din imagini. Vinovat este primăria că nu dă amenzi, iar cei care aruncă aici sunt, bănuiesc că cei din comuna învecinată, care nu are contract cu firma de salubrizare și pus și din orașul Horezu, cred. Că să văd, sunt și multe caserole de la cei care fac de mâncare. Ei sunt de vină, cine să fie? Nu eu. Primarul orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu, ne-a transmis că nu cunoaște situația prezentată, dar acum se lucrează la montarea de camere de supraveghere pentru a putea preveni situațiile de genul celei de la Treapt. E foarte greu să ai o supraveghere pe întreaga zonă, mai ales că acolo nu avem rețea electrică ca să putem să montăm camere. Noi am montat în ultimul an aproape 47 de camere de supraveghere în zonele în care se aruncă în mod frecvent gunoaie. Ori intenționăm să montăm și pe zona Treapt. Tot în vederea ecologizării, la o lună jumate, facem acțiuni de ecologizare pe tot domeniul public și îndepărtăm aceste incidente, ca să le spun așa. Chiar dacă pozițiile se contrazic, un punct este comun. Atât Sorin Dima, cât și Nicolae Sărdărescu sunt de părere că cei din localitățile limitrofe sunt vinovați, venind tocmai în Horezu pentru a se debarasa de gunoi. Fiți convinsă că nu cetățenii orașului Horezu să duc să arunce gunoaiele acolo, pentru că noi avem contract cu Braicata și ridică, deci în fiecare zi în zona urbană a orașului, tot ce înseamnă o fracție, resturi menajere, plus peturi, plus sticle și așa mai departe. Și în zona rurală, cel puțin o dată pe săptămână, se ridică toate gunoaiele menajere. Sunt aruncate din comunele limitrofe. Totul este de sus, adică de la, vorbim pe plan local, primăria este de vină, fiindcă este pe domeniul public. Ei dacă nu dau amenzi, că numai așa, dând amenzi, educi omul. Dacă ei nu dau nicio amendă, eu zic că este orașul nimănui. Nu știu ce ați văzut frumos în oraș, că centru, știți cum este de 7 luni, câini sunt, sunt multe. Serviciul Județean de Ambulanță Vâlcea nu are suficienți medici. Acum mai mult ca niciodată, instituția are nevoie de personal. Managerul Dan Pădureanu a lansat în cadrul emisiunii Analiza Zilei un apel către toți cei interesați să se angajeze în cadrul serviciului. Ambulanța Vâlcea este în dificultate. Managerul Dan Pădureanu a declarat în platoul Antena 3 Vâlcea că una dintre problemele cu care se confruntă în această perioadă este lipsa de personal. Prin intermediul presei aș vrea să ne ajutați să aducem medici
în Vâlcea. Dan Pădureanu trage un semnal de alarmă în ceea ce privește numărul mare de posturi libere din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță. Avem posturi de medici. Ce posturi aveți? Haideți să facem aici reclamă. Medici primar, medici specialiști. La ambulanță? Da. Primar și specialiști. Adică da. Ambulanța Vâlcea aduce lipsă de medici da. În momentul de față. Da. Ok. Doamnelor și domnilor, iată. La ambulanța Vâlcea e nevoie de medici, poate... Bine, tot trebuie să se termine pandemia, că în momentul de față nu putem să angajăm. Deci posturile sunt blocate. Păi vedeți, și o făceam se aici. Poate. De ce? Nu, putem, pe perioadă determinată. Determinată, pe perioadă determinată. Ori fi medici tinerii care... Poate ne aude cineva. Poate vă aud, da. Și poate chiar sunt interesați. În marea lor majoritate, tinerii vâlceni pleacă din județ pentru studii sau la muncă și, din păcate, prea puțini vin înapoi, considerând probabil că au mai multe șanse de reușită în orașele mai mari. Nu doar acesta este motivul pentru care SAJ duce lipsă de medici. Managerul ambulanței Vâlcea, Dan Pădureanu, a rememorat tristul eveniment de pe 25 noiembrie 2020, când Iulia Dumitrescu, angajată în cadrul serviciului de ambulanță, a fost răpusă de coronavirus chiar după ce a fost internată la ATI. Medicul în vârstă de 44 de ani avea comorbidități, suferea de diabet. Inițial a fost internată la secția boli infecțioase, însă starea ei s-a agravat și a fost nevoie să fie transferată la terapie intensivă, unde, din păcate, medicul și-a găsit sfârșitul. A avut o pierdere uriașă în rândul nostru. O doamnă doctor care era tare bună și muncitoare și un om deosebit. Acum, dincolo de durere, trebuie să se rețină faptul că la nivelul serviciului nostru poate și această experiență nefericită ne-a făcut să fim un pic mai realiști și mai exact și mai precis în modul de intervenție față de această patologie. Junioarele 2 de la Chimia Râmnicu-Vâlcea au ocupat poziția a treia în clasamentul seriei a 8-a la jumătatea întrecerii campionatului național de handbal. În ultima zi a turneului de la sala Energetic, elevele antrenoarelor Nicoleta Lazăr și Daniela Joița au pierdut în fața liderei incontestabile CSS Caracal. Campionatul național de handbal al juniorelor 2 și-a consumat jocurile ultimei etape din tur la sala Energetic din Râmnicu-Vâlcea. Chimia din localitate, în echipament negru, a avut ca adversară lidera de moment a clasamentului seriei a 8-a, Clubul Sportiv Școlar Caracal. Scorul a fost deschis de vâlcence în urma unei aruncări de la 7 metri, transformată de Bianca Drăgoescu. Golul egalizator a fost semnat de Beatrice Raicea, dar Oana Cârste a marcat din nou pentru chimiste. Bianca Vintilă a restabilit din nou egalitatea, după care Vâlcea a înscris prin Alexandra Rachina. La cealaltă poartă, Raicea și-a trecut în cont două reușite consecutive, ambele din aruncări de la 7 metri, și elevele antrenoarei Larisa Olteanu au preluat conducerea. Scorul a devenit din nou egal după reușita Alexiei Caralicea. La cealaltă poartă a marcat Bianca Vintilă. Daniela Ștefan a înscris pentru 5-5, iar Ana Maria Stroie a preluat din nou conducerea pentru Caracal. După golul egalizator marcat de Caralicea, Beatrice Raicea transformă aruncarea de la 7 metri, iar Bianca Vintilă dublează apoi avantajul oaspetelor. Chimia înscrie de două ori consecutiv prin Alexandra Micu, respectiv Bianca Drăgoescu, și scorul devine 8-8. Două goluri la rând pentru oaspete, ambele semnate de Mădălina Corbea. Alexandra Rachina a redus din handicap, dar Ana Maria Stroie și Beatrice Raicea au mărit avansul la 3 lungimi, 12-9. Aceasta a fost diferența pe tabela de marcaj și la capătul primei părți, 21-18 în favoarea echipei din Caracal. Actul secund a început ca de obicei de la 0-0, iar primul gol a fost marcat de Bianca Drăgoescu pentru Chimia. Oaspetele au beneficiat de două aruncări de la 7 metri, ambele transformate de Raicea, colega ei Patricia Mlecov a semnat de asemenea o dublă și echipa din Caracal conducea cu 4-1. Cristina Bogoslov a redus din handicap, Raicea a mai semnat o dublă de la 7 metri, Drăgoescu a înscris pentru 3-6, după care oaspetele au fost de neoprit, s-au dus și la 11 goluri, 17-6, dar ultimele două reușite au aparținut vâlcencelor. Bianca Drăgoescu din aruncare de la 7 metri și Alexia Caralicea au micșorat diferența, astfel că echipa din Caracal își adjudecă și actul secund. Cu scorul general 38-26, echipa din sudul Olteniei încheie turul de campionat pe primul loc în clasamentul grupei.
Au fost niște meciuri foarte grele, dar consider că ne-am descurcat ca echipă și pe plan individual foarte bine. Ne-am motivat foarte bine, am câștigat meciurile și sunt foarte mândră de echipa mea și de felul cum am jucat. Sincer, n-am mai jucat de un an aproximativ din cauza COVID-ului, dar suntem foarte fericite că am putut să revenim chiar și așa cu mâini și speriate și un pic. Mi-a fost frică, sincer, la început de acest turneu, dar sunt mândră de echipa mea că ne-am susținut la fiecare gol, fiecare atac, apărare, tot. Ne iubesc, chiar a fost un turneu foarte bun cu echipa mea, le doresc tot binele și mulțumesc! La jumătatea campionatului, Chimia Râmnicu-Vâlcea are 3 victorii, un egal și o înfrângere, palmares care o situează pe poziția a treia, la 2 puncte în urma celei de a doua clasate, reprezentanta Craiovei. Vă mulțumesc pentru atenție, Vali și Mădălina sunt gazdele dumneavoastră la matinalul din Antenă. O zi cu bine, vă doresc!